Noi cu 60 de mandate am plecat la guvernare. Vineau unii din acei care ne mirise și 60 de mandate, deputați 101, dar noi aveam 60, nu. Nu ajungeau un mandat pentru a alege președintele din partea echipei noastre, da? Și vineau și stăvăleau la pragul președinției cabinetului. Că dați în funcția cu tare și noi votăm și noi vă susținem și așa mai departe. Eu am spus nu. Dacă sunteți conștienți, dacă pledați pentru interesul național, dacă voi face lucrul acesta de binevol și așa mai departe, poftim votat. Dar dacă nu, niciun fel de dați... Mă trecut 8 ani, dați-ne un nume și o funcție care au avut. Dar pentru ce vă trebuie? Ca să avem știri. Nu voi după senzație. Eu știu, după 8 ani de zile, domnule, amnistie se întâmplă în multe situații. La declarația de independență care a ars atunci, asta a fost... Poate și omul acela astăzi retrăiește că el atunci cerea posturi, dar nu a venit conștient în Parlament să votez. Deci el nu trebuie.